Aplauze pentru japonezi, le-a ieșit. Mai puțin design-ul. Concluziile la sfârșit. Nu? Hai, fă introducere. Zi bună, salutare. Păi, e treaba ta asta. Eu conduc. Ok, fie. Salutare tuturor, bine v-am regăsit. Sunt încă pasager, pieton. Și face o mare bucurie să-l rog din nou pe Marian să testeze el tot aparatul. Poftim? Nimic. Da. Și mai am un pic până recuperez permisul, așa că el a testat Toyota RAV4 în varianta 2013. Eu am testat-o pe aia dinainte, așa că am o scuză să fiu și o mașină cât timp îl văd pe el că face ce ar trebui să facă. Nu mi-o, dar mi-a arătat tot. Aceasta este cheia, inteligentă. Este... Se poate intra fără cheie mașină, nu? Adică cu ea în buzunar, te recunoști? Cu ea în buzunar, exact. Și pe lângă mașină. Trei butoane, cu ea descuiat și portbagaj. Care în sfârșit a fost rezolvat. Nu deschide, că poate lovești pe cineva. Nu, cum am uitat. Te-ai uitat? Da. Și acum se închide. Câte știu la poartă, să vădă un GoPro. Nu știu. De când la repetiții mergea. Care se închide, se închide. Se închide, mergea. Poți să-l lași oriunde aici. Asta e bună pentru copii. Când ești atent, da. Nu, 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 mergi la școală și ești copii. Pac, deschizi și se sară prin bagaj. Hai să vorbim despre mașina asta. Și Toyota RAV4 2013, trei butoane pe cheie. Hai să o pornim. Hai. Piciorul pe ambreiaj, pe frână. Cutie manuală. Manuală, 2.2 diesel, 150 de cai, manuală în 6. Clasic, desigur. O variantă deja arhicunoscută de la Toyota. Nu știu, că nu mai știu câți ani are motorul ăsta, care se aude la fel ca în 2004. Poate o idee mai bine, nu cu mult. Dar tot 2.2, tot 150 de cai, în condițiile în care există producători pe piață care livrează 2 litri și cu 170, cu 184, chiar mai mulți cai putere din 2 litri, Toyota îți dă 150 de cai putere din 2.2 litri. E bun lucru ăsta, Marian? Da! De ce? Spre deosebire de motorul de la Mazda, care tot 2.2 e și 177 de cai. Așa? E un motor care... are foarte mult cuplu. Adică e clar că e gândit pentru un SUV, crossover de oraș. Și se înfige foarte bine, eu am rămas surprins. Deci se înfige. Are 150 de cai, vorbim în termen românești, se înfige. Deci, asta este important. E fâșneață. E fâșneață. Avem SUV, nu are mulți cai, dar demarează bine. Pentru că motorul a fost optimizat pentru cuplu. Așadar, degeaba ții un 2.2 de 150 de cai să-l pui pe o mașină mai mică sau pe un sedan, că nu va face același lucru, va... e aproape brutal la demaraj, probabil prin comparație cu caroseria asta. Plus consumul, care de 8.4 în condițiile în care am mers foarte mult în oraș. Foarte mult în oraș, deci 150 de cai, putere suficientă, dar cuplu foarte bun. Exact. Și consum bun implicit pentru că ție îți trebuie cuplul la demaraje, când ajungi să pui mașina să folosească toți cai putere. Apropo, ai folosit cai? Ai fi pe autostradă? Da, la câteva depășiri, însă ți-a descurcat bine. 150? 150 la oră, dar pe autostrada, am stat autostrada București. Ilegal, non-stop. 150, la 150 cât era turația? La 150 era undeva pe la vreo 2300 de turații. În A6. În A6. Ceea ce nu erau deloc. Da. Dar la întoarcere am mers cu 120, undeva pe la vreo 1900-2000 de ture. Adică în zona de cuplu. Da, consumul era foarte bun, undeva la 6 și un pic. 6 și un pic pentru o mașină care este... care se luptă destul de tare să taie vântul. Exact. Exact, pentru că este un SUV compact. Vreți să spunem crossover. Asta este un SUV, în adevăratul sens al cuvântului, pentru că are o transmisie integrală 4x4 de mai bună calitate decât pe majoritatea mașinilor de pe stradă. Dar
nu are niciun fel de opțiune, nu poți să înveli la diferențial. Okay, nu? Are acolo? Da. E diferențialul blocabil? Da, trebuie să tragi pe dreapta ca să... Are un buton ascuns care bănuiesc că noaptea nu e iluminat. Și poți să blochezi diferențialul, adică să blochezi spatele în cazul în care ești într-o situație mai dificilă. După ce pleci de pe loc, se oprește. Se dezactivează. A, dacă depășești viteza pentru care este făcut. Dar în general e bine să lași pe automat, ca pe toate suburile. Poți să fac drifturi cu butonul ăsta? În teorie, da. Mai bine nu. Bun. Deci este un 4x4 și este, am tras concluzia că este, deși este mic, este un SUV mic, este totuși un 4x4 pe care te poți baza. Deja tradiția lui RAV4 este cunoscută și sunt convins că de sub platforma este relativ similar. Ce s-a schimbat față de modelul anterior? Trebuie să vă spunem în primul rând interiorul. De la exterior. Da, și după exteriorul. Pe interior. Exteriorul e discutabil. Acolo, acolo las că zic eu. Ai ceva important de zis? Păi e diferență de vârstă între noi și mie mi se pare un pic altfel exteriorul. Dar n-am zis că îmi place. Ah, dar suntem de aceeași părere atunci. Deci, exteriorul fac eu, aia interiorul faci tu. Din fața putea părea un hatchback expandat, cel puțin în realitate. Arată mult mai bine decât o vede Marian acolo în display-ul camerei. Arată mai bine atunci când o vezi de aproape, pentru că proporțiile astea te pot păcăli un pic. Ar putea avea impresia, exact cum ziceam, că este o mașină mai mică, dar este de fapt suficient de mare. Este un SUV compact, mărit. Față de modelul anterior, botul arată parcă ceva mai bine. La bot eu sunt relativ mulțumit, deși unii mai strâmbă din nas, însă îmi plac farurile astea alungite, așa, care dau senzația de sportivitate pe care o caută o familie plictisită. Bara este foarte mare, începe de aici și merge până jos cu toate elementele de plastic pe care le poți sparge fără niciun fel de probleme și apoi să dai mulți bani pe asigurare ca să ți le schimbe integral. Și abia aici începe capota de tablă. Plastic, așadar plastic. Niște ornamente aerodinamice destul de interesante, puțin lucios aici, dar îmi place că, în general, pe partea de jos au folosit foarte mult plastic mat, nu doar în față, ci și pe lateral. Hai să vedem cum arată însă din lateral. Aici încep să se complice puțin lucrurile. Silueta RAV-ului vechi este destul de greu de regăsit în noua mașină, care este, în teorie, ceva mai fluidă și mai sportivizată. Deja te păcălește și mai mult ca proporții. De aici, de unde sunt eu, spre exemplu, e aproape cât mile de înaltă față de o mașină obișnuită care este de obicei ceva mai jos. Și are niște uși foarte mari. Uite, spre exemplu, la ușa asta, pentru accesul pasagerului din dreapta. Ce m-a plăcut, în schimb, vorbeam despre plasticul mat. Și aici avem în parte de jos plastic mat, care uite cât de bine rezistă la noroi. Adică se va sări acolo nisip, piatră, noroi. Când o să-l speli, o să rămână un negru mat foarte rezistent. Iar acel plastic de acolo de jos mai are un rol important. Hai să rămân la scaunul din spate. Din nou, deschid cu tot cu pragul acela aparent din plastic și când vreau să urc în mașină, hai aproape, când copilașul tău cu minte va încerca să urce mașină sau pasagerul, va da cu piciorul aici. Primul lucru va da aici sau va face așa. E, pragul acela din plastic a protejat interiorul, care iată este perfect curat, dai cu piciorul și nu te vei murdări. Și acolo am avut locurile din spate, foarte mult spațiu și la genunchi, foarte mult spațiu și deasupra capului. Aș putea să am fără probleme 1,85 m, 1,90 m, fără nicio fel de probleme. Scaunul reglat pentru mine, la 1,85. Exact, scaunul reglat pentru un șofer destul de înalt altfel, iar ăsta este dat foarte mult în spate și tot mai foarte mult loc la genunchi. Așadar, copilașul poate să facă și chestia asta, să meargă dintr-un loc în altul, iar aici, între, podeaua este plată. Scaunele din piele, cuprindere Isofix pentru scaun de copil, o chestie importantă pentru foarte multe familii. Piele care este ușor de curățat, dar nu vă încurajez să luați piele. De asemenea, piele și pe partea din spate a scaunului cu buzunar, unde de asemenea poți să ai cu cârpă umedă și să o speli. Pielea, știți voi de ce nu o recomandăm. Aceeași problemă vara când te frige de fierbinte, iarna te frige de cât de înghețată este. Și acum ajungem la spate. Iar spatele este problema acestei mașini, pentru că este foarte discutabil. E o chestiune de gust să-ți placă acest spate de Toyota RAV4. Arată foarte diferit față de modelul anterior și unii spun că este un spate sașiu. Se uită puțin cruciș. Eu nu zic lucrul ăsta. Eu cred că este mai degrabă ceva adus de pe Avensisul Break, Avensisul Tourer, mașina de familie, care a zis un pic parcă mai înalt. Sau poate vreți ceva adus de pe Lexus combinat cu Aurisul nou, într-o mașină cu niște note de design ceva mai diferite. Blocul optic mare de care vorbeam, care
aici are niște chestii. Asta, asta și cu asta vor da niște reflexii pe perete atunci când apropii la locuri înghesuite și va fi mai ușor să dai seama care sunt proporțiile exacte ale mașinii. Tocmai de aceea și tot stâlpul ăsta, toată partea finală a mașinii este relativ verticală și aproape ascuțită, ca să fie utilă, ca acolo din oglinda aia, dacă te uiți din unghiul ăsta, să fie aproape o linie dreaptă, iar șoferița sau șoferul, indiferent cât de puțin priceput, să nu rateze, însă bara din nou plastic negru mat pe toată bara din spate, toate zgârieturile de pe aici nu se vor vedea aproape niciodată, le vei ignora cu brio, așadar e o mașină care va ține și cu casa, iar senzorul de parcare din nou atestă ajută să supraviețuiești asigurărilor. Eleronul ăsta este iarăși puțin ciudat aici, dar atestă ajută ca apa care vine de pe plafonul mașinii să nu vină pe geamul din spate, care este relativ înalt, dar are și un ștergător la dispoziție care va face treaba și o inscripție foarte utilă aici. 5 ani de garanție sau 160.000 de kilometri, mai sunt un supliment de 2 ani care dă unele reprezentanțe. Am auzit-o la Iași, spre exemplu, să dă chiar 10 ani de întreținere gratuită ca o promoție în perioada în care fac eu testul. Așadar, Toyota își arată fiabilitatea și încearcă să vină mai aproape de client. Aici l-am cu reclama gratuită, dar merită, când n-am mai niciodată de 10 ani întreținere gratuită. Cu spatele au reparat însă și o problemă de la modelul anterior. Să vedem dacă merge la mână. Butonul este aici. De acum, hatchback-ul, exact cum ziceam, se ridică așa lentișor în sus și ai acces la tot portbagajul. Pe modelul anterior, ușa se deschidea așa. Se deschidea așa. E în momentul în care deschizi ușa spre dreapta, când scoți ceva și erai pe dreapta drumului, trebuie să ieși înspre trafic. De acum, ai la dispoziție o gură mare care se deschide în sus, așadar, indiferent de că este pe stânga sau pe dreapta, de aici închizi și deschizi. Și dacă mă răzgândesc, opresc aici. Și așa se continuă așa, joacă toată ziua. Și dacă dai la mână, își va da seama că ești mai puțin experimentat, ca să nu zic educat în domeniu, și va fi tolerantă. Spațiul, zona de bagaje pe care noi am reușit să o facem vraiște, este încăpătoare pentru geamantane, bagajele unei familii de 5 persoane, fără niciun fel de problemă la drum lung. Spătarul acesta este reglabil pe înclinare, hai să vedem locul ăsta din interior, și în rest zona de încărcare poate fi plană odată ce rabatez. Deci, așa obții o zona de încărcare plană, bancheta este fracționată 60-40 și dacă o trag la loc, asta este poziția cea mai înaltă în care poți o aduce, astfel încât să mai câștigi spațiu în portbagaj. Mai ridici un pic, tati face un pic de mușchi și reglează în diferite poziții spătarul. Ia uite cât de mult se poate lăsa pe spate. Copiii care vor sta în spate vor avea parte de aproape același regim de înclinare ca al scaunelor celor din față. Foarte mult confort, așadar și pentru cei din spate. O față de ușă din plastic cu vinilin, piele ecologică, plasticul de care vorbeam, cu aspect carbon, suport pentru sticla de apă și un difuzor aici în partea de jos, totul foarte ușor de șters, de curățat. Și un ceai verde, dar deja este standard pe majoritatea mașinilor. Nu cred că ne-a scăpat ceva, nu? Uite, vezi, sens că e mai deșapă ca mine? Nu pot să mă uit și eu. Marian insistă că mașina asta se uită la tine așa. Am revenit la interior. Nu bat în lemn, bat în plastic. Hai zi tu, ce rotări interesante avem la interior, Marian? Multe butoane. E, nu-s chiar așa. Jumătate nu le vezi. Bună treabă. Deci majoritatea butoanelor din mașina asta nu se văd. Cum ar fi, spre exemplu, cele de încălzit în scaun, butonul Sport. Nu știu ce face, ia apasă. Wow. Ăsta apasă ție pe picior? Da. Așa, să dezactivăm. Ca de obicei, ca și la Auris, am observat problema asta. Butoanele pentru încălzirea în scaune sunt pitite acolo și sunt unul lângă altul, iar mi încălzești scaunul. Și avem un USB și intrare auxiliară pentru sistemul multimedia, priza de 12V și niște spații foarte interesante de depozitare acolo jos. Aia da, place. Mai puțin pentru ochelari. E băgat aici așa. Asta e pentru sandwich-urile alea triunghiulare. Triunghiulare, da. Aici este bun pentru telefon. Da. Aici e pentru cup holder, încape chiar și o sticlă de jumătate de litru. Și aici mai încape încă una. Și aici poți să mai pui niște tine igienică.
fost un weekend agitat, îmi imaginez. Nu e refrigerat. Totdeauna e relevant testul ăsta. Nu, nici acolo, nu e. Stai că am găsit un buton. Ce face ăla? Power door off. A, cred că ai blocat. Pentru... Uite o opțiune interesantă. Deci asta este ascuns aici la torpedo, fii atent. Spune-mi ce face semnul ăla de acolo. Ala. Da, știu. Când apeși mai tare pe frână la Toyota, e un fel de hill assist, adică îți blochează frânele câteva secunde. Da, de ce arată așa? Ca și cum ar fi ESP? E semnul de la ESP, pentru că pe sistemul ăla se și bazează. ESP-ul dă o comandă frânelor să se blocheze, așa ne fac duș, fii atent. A, și dacă stai să nimerească parbrizul, să vedeți că avem și ștergători automate. Ia, nimerim un... Stai, ăla, ai încă. Hai. Hai mai sus, că pot. A, ne arată milimetri. Am dat degeaba, ți-a bătut pe el. La 38-39 de mii, Toyota RAV4 este dotată cu de toate, cu dități, inclusiv cu vinilin pe bord. Asta e piele ecologică. Nu? O fi piele, nu cred că e piele. Piele nu e sigur. Deci piele nu e. Dar da. Piele ecologică este. Și aici este un spațiu iarăși în care să faci niște chestii care la primul demarare să sară de acolo, să iasă din bord. Da. Să, nu? Aici da. Înainte avea o chestie interesantă la RAV, că puteai să apăsai un buton să deschidea o chestie așa cum ai să deschizi spațiul. Asta poate e o opțiune care mi-a scăpat mie. O gură de ventilație frontală aici sus în bord, care face ca vârjul să bată în sus sau în jos, mai încă două guri de ventilație aici și încă două pe lateral și încă unele pentru degivrare, deci foarte mult aer dacă vrei să ții. Și fibre de carbon. Și fibre de carbon, da. Ca să sorteze, da, cu BlackBerry Q10. Da, știi că aici chiar e fibră. Aici nu e fibră. E fibră de plastic. Da. Torpedo totuși este suficient de încăpător în partea de jos, dar nu cred eu că este refrigerat. Nu e. Sau e? Nu e. Dar se găsesc în Real sau în Carrefour niște pastile așa cu frân. Sistemul multimedia l-am văzut și pe Yaris, și pe Aygo, e și pe Auris. Eu nu știu cum să opresc navigația. Deci acum e de fiecare dată când mă sui mașina, îmi arată drumul spre casă. Nav. Da. Să văd cum îl oprești. Route options. Back. Destinations. Media. Gata. Păi nu, stai că nu e. E tot acolo. E tot acolo. Și așa că... A, uite, Enter Destination. Nu. Jilava. Route Options. Din nou. Nu. Deci să ajungi la hartă și să faci așa. Așa? Nu, stai. Așa? Să oprești sonorul. Da. Atât. Options. Stop guidance. Ha-ha! Cum ai făcut? În options. Options, map settings, a doua era stop guidance. Da, ce să zic. Este intuitiv pentru... Din dreapta. Pentru clingonieni. Da, ai văzut cum e cu parcarea, cu senzorii de parcare. Ai niște beculețe portocalii care da. Se aprind lângă mașină. Da, uite un Toyota spart. Și camera de mașarie care e deja standard. Hai că de aprecia lucrul ăsta. Deci avem camera pentru spate, e foarte important. Aștept Skype-ul. Mai urmează Skype-ul mașina, da. Nu, dar e bine pentru că spatele, exact cum am zis la exterior, este deja rotunjit. Proporțiile mașinii se văd relativ bine din câte văd eu. Oglinzile sunt late și pe oglinzi poți să vezi și capetele. Da, vezi foarte puțin. Dar oricum ai senzorii de parcare care sunt doar pe față. Știu, dar la înghesioală unor poate n-ai încredere în senzor. Îmi place foarte tare că capota vine un pic așa și tu poți să vezi liniile alea deasupra roților. Mm-hmm. Adică știi unde să te oprești. Știi unde sunt roțile. Exact. Iar în oglinzi poți să vezi inclusiv colțurile de pe spate, astfel încât să vezi unde la înghesioală, unde potrivești. Se manevrează bine în aglomerație? În spații înguste? Da, păi vezi foarte ușor colțurile. Da, asta e important. Da. Și direcția e un pic cam tare, deși e electrică, dar e ok, mie îmi place. Îmi place mai tare așa. Da, adică nu e ca la Auris să faci odată așa și gata, ai ajuns în capăt. Mm-hmm. Te se miște așa un pic. Apropo de volan, volanul arată așa relativ sport la prima vedere. Da, exact, și după aia să te uiți mai atent aici să vezi că asta de fapt nu e o cusătură. E tot cauciuc. E plastic turnat. E plastic turnat, arată bine. Și butoanele sunt aceleași, am zis de mult, control vocal, da. Să afișezi informații din computerul de bord și în stânga comenzile pentru multimedia. Call number.
There are no phones set up to make calls. Bună engleza, domnișoare. Start navigation. Boom. Spell the name of the town. Bucharest. Okay, there are too many results. More input needed. Please try again. Spell the name of the town. Cancel. Gata, goodbye. Deci are și control vocal pe care nu o să folosesc aproape nimeni. Îmi place că are și foarte mult spațiu pentru pasageri. Și podeaua este dreaptă. Exact cum am mai zis când am văzut și din afară. Pinder Isofix, foarte importante pentru scaune, foarte multă vizibilitate. Așadar, pare ceva, pare un pic mai mare decât treaba anterior. Mi-a plăcut să păstreze într-un fel sau altul designul vechiului RAV4 și cu platforma și cu dotările și cu interiorul, care e acceptabil de acum. Așadar, un upgrade cum ar veni la interior, la design un pic discutabil. Nu are de design. Da. Într-adevăr, RAV-ul anterior parcă arată mai bine. Da. Și plus că mai e vorba și de interior. Prea mult plastic, dar până la urmă, oricum, e o mașină, sau cel puțin, nu gândită pentru români. Uite, pentru cei care mai fac decât off-road, pentru pipera europeană sau piperele din Europa. Adică ai plastic peste tot și dacă dai mai tare în ele cu mâna, saltează-ți română. Da, într-adevăr, sună destul de tare. Dar avantajul plasticului este că dacă te-ai urcat cu noroi în mașină, faci furtunul. Exact. Toyotele sunt fiabile la capitolul ăsta. Sper că și asta e. Foarte, preșurile sunt dintr-un cauciuc gros, iarăși o chestie utilă. Portbagajul relativ spațios, trapă pe care eu nu o recomand. De ce? Îmi place. Păi bate soarele în cap. Nu. Trage asta. Și ai rezolvat. Păi da, și pentru atunci când îți bate soarele în cap, o deschizi. Ca să nu amplifice, să nu... Păi da, dar în timp se coace plasticul ăla, cauciucul de pe rama de la... Între timp o vinzi. A, da. Și e bună la revânzare cu treaba, dar o să plătești tu destul de mult pentru ea. Uite, motorul se aude destul de tare. Acest butoanele de control pentru trapă sunt înfiorătoare. La cum arată, nu prea sunt intuitive. Dar pe ansamblu, hai să zicem adevărul, e o mașină bună. Și Toyota face în continuare poate cel mai bun SUV compact. Nu crezi? Și au experiență. Cum? Și au experiență. Și au experiență. De 20 de ani deja RAV4. Vorba aia, când e vorba de, când vorbești despre Land Cruiser și până și reclama lor spune că nu mai e nimic de dovedit. Mașina este deja number one și nu poate contesta nimeni. Iar pe zona de SUV compact, pe zona de mașini de volum, cum este RAV4, e cineva care poate CX-5 să zicem că e deja mai urban. Poate CRV-ul. CRV-ul cât de cât, dar nu este la fel de off-road, să zicem, ca asta. Duster-ul? Duster-ul e o mașină înaltă, care să te ferească Dumnezeu să o calce rău pe curbe. Cine ar mai fi? Pe zona de volum. X3. Volum, am zis. Range Rover Evoque. Nu știu. Cine ar putea să fie? Uite, un Range Rover Evoque. Evoque e premium. Să nu comparăm mai recupere. E o discuție care se întâmplă prea des. Și dacă mă uit la Evoque, am condus și Evoque-ul. Asta e mai spațioasă ca Evoque-ul. Bine, da. Dar Evoque-ul este un SUV compact în două uși cu pe. Și cu două domnișoare. Iar noi suntem doi băieți, adică practic logic. Nu și ce ne mai lipsesc aici, nu? Copiii și nevestele spate. Scoda Yeti. E prea mică prin comparație cu asta. Yeti este un fel de... Deși numele mi zice mare, este mic. În comparație cu RAV. Da, da, Yeti nu există. Și că n-ai cu ce să-l cumpari. Adică eu nu l-am văzut. Cine l-a văzut pe Yeti să ne contrazică. Hai să tragem. Deci asta e concluzia. Poate cel mai bun SUV compact din momentul ăsta, cu îmbunătățiri evidente la designul interior, câteva butoare noi, un pic de multimedia în plus, un design exterior un pic discutabil, consumuri la fel de bune și un motor în bună tradiție Toyota. Nu mic, mă bucur că n-au pus 1.6 sau 1.8, s-au dus în 2.2. Da, nu e timpul pierdut. Dar nu e timpul pierdut să înceapă să prostească și pe motoare injectate cu steroizi din turbină. Tot trece foarte bine. Da, și e o mașină care, văd eu așa, de pe scaunul drept, se conduce foarte, foarte bine. Te iau și eu de condus în oraș. Dar tu n-ai de unde să știi asta. Până, mai sunt câteva zile, lasă. Bucură-te cât poți. Cam atât despre Toyota RAV4. Așteptăm impresiile voastre mai jos pe blog. Poate avem printre cititori și oameni care au deja actualul RAV4. După ce ați văzut testul, vă pune pe gânduri, vă tentează upgrade-ul?